ținem aproape și ne acceptăm necondiționat. Iar prin Port Misiune, ne asumăm responsabilitatea socială. Port drag de oameni. În cel mai mare mall din țară. Când un an se sfârșește, visăm la noi începuturi. Fiecare alegere ne ghidează descoperirile și împreună deschidem căi spre noi reușite. În noul an, tu conduci viitorul tău, iar noi suntem alături pentru a-ți face parcursul cât mai ușor. Tu conduci, MAIB. Ideile se nasc în inimă, se cresc în creier și se dezvoltă prin oameni. Oamenii comunității noastre știu să-și construiască visurile în lanț acasă. Prin Port Valori le dăm aripi copiilor și lansăm de pe pista Port Rădăcini. Prin Port Iubire ne ținem aproape și ne acceptăm necondiționat. Iar prin Port Misiune ne asumăm responsabilitatea socială. Port drag de oameni. În cel mai mare mall din țară.
Ladies and gentlemen, good evening. Hello to every single Eurovision fan that is watching us right now. For the very first time, we are live on the official Eurovision website and on the official Eurovision YouTube channel. And also, we are live on 6 TV channels in 11 countries. Greetings to all of our viewers. Guys, stay with us tonight. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la finala Eurovision Song Contest, etapa națională! Suntem transmiși, apropo, 11 țări, să-i anunțăm pe cei de acasă că în această seară toată Europa este cu ochii pe Republica Moldova. Și nu de alta, dar în seara asta avem o misiune importantă. Alegem împreună reprezentantul sau reprezentanta Republicii Moldova la Eurovision, cel sau cea care va merge în Suedia în luna mai. Și să facem și puțină istorie. Exact acum 50 de ani, Suedia pentru prima dată reușea să câștige concursul prin deja tradiționala și cunoscută, dar și legendara trupă ABBA. De la Waterloo la Dancing Queen, ABBA a lansat hit după hit și se spune că un șlagăr adevărat este actual și rămâne celebru peste ani și ani de zile și sună bine în orice formă. Și ați văzut cât de frumos, ați auzit de fapt cât de frumos au sunat piesele ABBA în interpretarea orchestrei naționale simfonice a companiei Teleradio Moldova. Dirijor, da, un rând de aplauze, vă rog. Dirijor Andrei Zapșa. Și auziți publicul în aceste momente, pentru că în această seară nu vom avea parte doar de interpreți și muzică, dar și de un public extraordinar. De aceea vom merge și la colega noastră, Daniela Postică, cea care este în aceste momente în mijlocul celor prezenți aici alături de noi. Vă salut, dragi colegi, salut și pe cei de acasă. Așa este, gradina publicului este plină până la refuz și mă bucur că sunt atât de activ. Vă salut, drag public! Ei sunt nerăbdători să vadă evoluările celor 11 concurenți, 11 finaliști. Ziceam, atmosfera este incendiară, cu toții ținem pumnii pentru cei 11 finaliști, nu-i așa? Așa este, Doina, Ion, revin la voi! Mulțumim mult, Daniela! Acum este momentul să ne reamintim cine s-a calificat în marea finală. Sunt cei care în această seară cred că se vor simți ca într-un roller coaster. Vor avea emoții de tot felul, vor fi plini de speranțe, își vor înfrunta toate fricile și, de fapt, vor fi toți câștigători.
Doamnelor și domnilor, am revenit alături de dumneavoastră și după cum bine ați sesizat, deja nu mai sunt în sală. Mă aflu în camera unde juriul în această seară va asculta toate melodiile și în cele din urmă va vota. Pentru ca la final să decidem alături de dumneavoastră, cei din public, cine va merge la Malmö în acest an. Iar în clipele ce urmează trebuie să trecem în revistă fiecare membru al juriului. În această seară o salutăm pe Elena Stegar, șefă subdiviziune în radio-televiziune, compania Teleradio Moldova. Bună seara, bine ați venit! Alături de noi în această seară este domnul Liviu Știrbo, compozitor. Bună seara, bine ați venit! Alături de noi este domnul Paul Gămurari, președinte al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Moldova, prorector AMTAP. Bună seara, bine ați venit! Alături de noi este domnul Andrei Zapșa, director general adjunct pe dezvoltarea companiei Teleradio Moldova. Bună seara, bine ați venit! Și alături de noi este și cunoscuta interpretă, Leona Mun. Bună seara, bine ați venit! Și trebuie să vă aducem la cunoștință că în această seară, în această sală, se află și notarul Carolina Hanganu. Bună seara, bine ați venit! Și acum că cunoaștem deja cine sunt membrii juriului, este momentul, Doina, să anunțăm publicul larg cum poate să voteze în această seară. Doina, sper că mă auzi. Exact! Chiar acum trebuie neapărat să vă explicăm, doamnelor și domnilor, stimați telespectatori, toți cei care sunt aici alături de noi, dar și cei care sunt în fața micilor ecrane acasă, cum se pot implica și cum pot vota pentru a-și susține preferatul din această seară. Așadar, doamnelor și domnilor, în primul rând veți scana QR codul afișat pe ecran și veți introduce numărul dumneavoastră de telefon mobil. Numărul trebuie să fie înregistrat la unul dintre operatorii de telefonie mobile din Republica Moldova. Pe platformă, apropo, se pot înregistra și persoanele aflate în străinătate dacă dețin un număr de telefon mobil înregistrat, așa cum spuneam, la unul dintre operatorii de telefonie mobile din Republica Moldova. După ce faceți acest lucru, veți primi un cod de confirmare prin SMS. După introducerea codului de confirmare, nu vă rămâne decât să alegeți piesa preferată din cele 11. Procedura de vot este gratuită, asta este foarte important să menționăm și, de asemenea, important este să știți că de pe același număr de telefon puteți vota o singură dată. Și mai important este să știți că veți putea face acest lucru, veți putea vota numai după ce aici, pe această scenă, vor urca și vor interpreta cele 11 piese, cei 11 finaliști ai noștri. Iar acum vreau să le spun încă o dată numele. Doamnelor și domnilor, în această seară, pe scena Marii Finale Naționale Eurovision 2024, vor urca Nicoleta Sava, Valeria Pașa, Regina Alexandrina, Viola Julia, O.L., Sasha Leti, Natalia Barbu, Why Limit, Cătălina Solomac, Victor Gulic și Iulia Teleucă. Dorim succes tuturor celor care au ajuns până în marea finală, iar în aplauzele dumneavoastră a celor din sală, dar și a celor de acasă, eu zic să începem concursul. Începem, începem împreună, rămâneți alături de noi, începe Marea Finală Națională Eurovision 2024!
rise when you fall. Bravo, in half the times you grow. Tell you my collapse happened lately. If you try to wear my shoes, you won't blame me. I've been on a date, following the fate. Something bubble in my blood. Don't ask me why. La 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 la. I speak my mind. La 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 la. I break my pride. La 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 la. Time has come to be break. Call my name, Auntie Princess. It's madness. Now you're gonna have to face all my dragons. Do you dare to be in my reality? Follow me and stay inside. Don't ask me why. La 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 la. I speak my mind. La 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 la. I'll make my pride. La 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 la. Time has come to be break. Call my name, Auntie Princess. Princess, at
at first you can be confused. Are you the viewer or the news? Ha! You are the one who has to choose. Are you no name or you're the muse? Well, don't ask me why. I speak my mind. Princess. Schimbării
you're my dream, you're my book and my hope. And it seems that I'm tied in knots and ropes. I'm yours, like a flower to be drunk with sweetness. Honey, look at me and see. You are my north star, my sky and my world, healing my scars with your love and words. My north star, my world. I'm your beacon, I'm your freedom and your air. You are free man, yet you show me love and care. I am yours, like a flower to the sun. You're my bright light, sunshine be my only one. You are my north star, my world and my sky, healing my scars with your glowing light. My north star, my world. Keep me in your sight, now let's go together to explore this night. Glow, oh, your light, let it shine more bright. Light up my heart, let's fly together to explore this night. Glow, oh, your light, let it shine more bright. Se sfârșește. Visăm la noi începuturi. Fiecare alegere ne ghidează descoperirile și împreună deschidem căi spre noi reușite. În noul an, tu conduci viitorul tău, iar noi suntem alături pentru a-ți face parcursul cât mai ușor. Tu conduci. MAIB. Se nasc în inimă, se cresc în creier și se dezvoltă prin oameni. Oamenii comunității noastre știu să-și construiască visurile în lanț acasă. Prin Port Valori le dăm aripi copiilor și lansăm de pe pista Port Rădăcini. Prin Port Iubire ne ținem aproape și ne acceptăm necondiționat. Iar prin Port Misiune ne asumăm responsabilitatea socială. Port drag de oameni. În cel mai mare mall din țară.
parteneri ai evenimentului. Tu conduci. Maib. Port Mall. Mereu descoperi ceva nou. Doamnelor și domnilor, sunt în camera verde, marea finală națională Eurovision 2024! Am început frumos cu Nicoleta Sava. Nicoleta, cum a fost să fii prima? A fost extraordinar, minunat, puține emoții, multă energie. Am susținători, Marcel Roșca este lângă mine, autorii acestei piese din Spania au venit special pentru mine. Le mulțumesc foarte mult pentru piesa minunată. Votați cu numărul 1, fiți cu noi, fiți bravo! Bravo! Mergem la Ion acum. Da, eu sunt aici lângă Antiprințesă. Voi fiți atenți cum strigă aceste fete. Valeria Pașa aici lângă mine. Spune-mi, te rog, ce e o Antiprințesă? Deci, mine o Antiprințesă este o fată încrezătoare în forțele proprii, care știe scopurile și face totul pentru a le îndeplini. Eu știu că voi aveți o provocare pentru mine și pentru cei de acasă, fiți atenți pentru că avem o provocare. Ce trebuie să facem? Deci noi avem un semn care caracterizează cumva Antiprincesa, fetele. 1, 2, 3, ha! Uite așa facem, da? 1, 2, 3 și... Doina, hai te rog și tu cu noi! Dar sper că tu la fel ești aici încă în camera verde pentru că vreau să aflăm cum se simt și ceilalți concurenți. Absolut! M-am așezat aici între băieții reginei Alexandrina și lângă ea. Regina, cum a fost? Zi-mi în trei cuvinte. Trei cuvinte care să descrie prestația ta. Foarte energic, cu emoții foarte pozitive și emoție pură pe scenă. Dragoste față de iubire, dragoste față de oameni și dragoste față de muzică. Credeam că o să renunți la acordeon, dar n-ai putut, nu? Nu, nici într-un caz. Iam să facem gălăgie echipa Contrasens! Toată lumea face astăzi gălăgie, doamnelor și domnilor, și toată lumea abia așteaptă să afle cine va merge în Suedia anul ăsta. Ion, înapoi la tine. Da, eu în această seară am noroc de fete. Să știi că din nou mă aflu lângă fete, de această dată lângă echipa Violei Julia. Fetelor, hai să facem și noi puțină gălăgie. Și spune-mi, te rog, dacă a fost așa cum ți-ai imaginat că va fi în finală. Da, noi am făcut tot ce este posibil și am făcut 100 din 100. Acum urmează cei de acasă să decidă cine merge în acest an în Suedia. Nu uitați, 11 participanți și unul singur care va reuși să ajungă la Malmö. Eu trebuie să vă spun că în continuare sunt lângă un public minunat aici în spatele meu, dar să știți că avem și invitați speciali în această seară. Alături de mine, doamnelor și domnilor, este Elisoa Sintia, moldoveanca noastră din Madagascar, așa cum îi spunem noi. Sintia, te salut! Salutare tuturor! Zi-mi, te rog, cum te simți? Ești pentru prima dată la Eurovision, în studio. Cum e pentru tine tot ce se întâmplă aici, toată nebunia din sală? Eu am ochi pline de sclipici și am avut un puțit larmișet și am avut piele de găină. E minunat, eu ador, muzica ne unește. Cum e publicul din spate, deci toți împreună aici faceți o treabă minunată, nu? Oh my god, I love them! Așa, trebuie să știi că spre final trebuie să ne alegem și marele câștigător, dar între timp trebuie să ascultăm și ceilalți 11 concurenți. Tu, sper că telefonul este pregătit ca la final să și votăm. Da, cu QR code. Și voi acasă votați? Așa este, Doina, Ion. Revin la cei din sală, revin la concurenții noștri. We'll be right back.
me tight or I'll fly into the night sky. Will you say goodbye if I lose my mind and fail to take a breath? Give me a smile or I'll fall into the whirlpool. Will you call me a fool if I say my head is full of tangled mess? There is no time and there is no space. It's nothing at all when I look at your face. Don't need any words to show what I feel. And your love and stare makes me think it's for you. Speak to me or I lose my nerve in no time. Will you say it's a crime if you see me laughing when I cry my tears? Don't go away or I'll turn to a phantom. Will you say just go on if I slowly fall apart and disappear? There is no time, there is no space. It's nothing at all when I look at your face. Don't need any words to show what I feel. And your love instead makes me think it's for real. La 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 la
place inside your heart, right in the middle. Open your mind just like a door, right in the middle. Raise your wings, don't be afraid of falling down. All around the world is changing overnight. I want you to be happy all of your life, my beautiful angel, a work of art. Universe sunshine, spread it around. I know your heart is filled with as a rocket to the sky. We race the stars, moving fast, building large. We know what's ours. We have touch, we break grounds. We know the price, we live life. Shooting as a rocket to the sky. We race the stars, moving fast, large. We know what's ours. We have touch, we break grounds. We know the price, we live life. This is revolution. Half of me is cyber, half of me is human. I am from the future. I know more than you do. This is revolution.
Half of me is cyber, half of me is human. I am from the future. I know more than you do. Shooting as a rocket into the sky, we reach the stars, moving fast, building large. We know what's ours. We have touch, we break crowns. We know the price. We live life. Shooting as a rocket into the sky, we reach the stars, moving fast, building large. We know what's ours. We have touch, we break crowns. We know the price. We live. We learn tonight. Allow another we thought we know so well each other. We don't accept what's now and after. We're on the verge of complete disaster. Se sfârșește. Visăm la noi începuturi. Fiecare alegere ne ghidează descoperirile și împreună deschidem căi spre noi reușite. În noul an, tu conduci viitorul tău, iar noi suntem alături pentru a-ți face parcursul cât mai ușor. Tu conduci. MAIB. Se nasc în inimă, se cresc în creier și se dezvoltă prin oameni. Oamenii comunității noastre știu să-și construiască visurile în lanț acasă. Prin Port Valori le dăm aripi copiilor și lansăm de pe pista Port Rădăcini. Prin Port Iubire ne ținem aproape și ne acceptăm necondiționat. Iar prin Port Misiune ne asumăm responsabilitatea socială. Port drag de oameni. În cel mai mare mall din țară. Partenerii ai evenimentului. Tu conduci. MAIB. Port Mall. Mereu descoperi ceva nou. Doamnelor și domnilor, am revenit în finala națională Eurovision Song Contest 2024. Deci, oameni buni, mie nu vine să cred că noi am ascultat deja 8 piese din cele scrise în concurs. Încă o dată aplauză pentru toți cei 8 care au fost aici pe scenă. Senzațional.
pentru cei 8 care au fost și pentru cei 3 care urmează să vină pe această scenă să demonstreze ceea ce au mai bun. Vă reamintim că abia după ce toți 11 finaliști vor urca pe scenă, noi vom putea să trecem la etapa cea mai importantă și anume cea a votului, așa că vrem să vă reamintim cum puteți să votați în această seară. În primul rând, scanați QR codul afișat pe ecran, introduceți numărul dumneavoastră de telefon mobil, numărul trebuie să fie înregistrat la unul dintre operatorii de telefonie mobilă din Republica Moldova și veți primi un cod de confirmare prin SMS. Bine, acum aveți codul de confirmare. Următorul pas este foarte simplu. Acel cod de confirmare trebuie să îl puneți acolo unde vă cer aplicația, iar ulterior aveți posibilitatea să votați din cele 11 melodii calificate pentru marea finală. Dar reamintim, nu acum, puțin mai târziu. Și puteți să votați absolut gratuit. Da, este foarte important acest detaliu. Fiecare are dreptul de a vota. Votul este gratuit, un singur vot, un singur număr de telefon. O altă informație de care trebuie să ținem cont. Așa că accesați în momentul în care veți auzi start vot, pentru că de atunci vom avea posibilitatea să facem acest lucru. Mai avem totuși un pic de timp până atunci și vreau acum să mergem în public, lângă cei care sunt astăzi aici, alături de noi, Daniela. Drag public, haideți să facem puțină gălăgie, nu? Așa este! Doamnelor și domnilor, ziceam, pe parcursul acestei seri vom avea invitați special alături de care vom discuta în această seară și acum în aceste clipe alături de mine este stilistul vestimentar Nathaniel Kowalski, pe care îl salut cu mare drag și mulțumesc pentru că este alături de noi. Salutare, Nathaniel! Bună seara! Așa, deci mai întâi de toate să te întreb, cum îți pare atmosfera de aici, din public, de aici, din studioul Moldova 1? Este incendiar și îmi pare bine să simt emoții frumoase, chiar se simte pe scenă. Așa, tu ești stilist vestimentar, cum ziceam ceva mai devreme. Am avut deja 8 concurenți în scenă. Zi-mi, te rog, cu ochiul tău de stilist profesionist, cum ți-au părut ținutele concurenților noștri? Eu am urmărit și semifinala, a fost mult mai bine acum, îmi pare bine să vă ținute chiar bine construite. Este o regulă de aur pe care mă conduc și anume cât mai puțin, cât mai bine și la unele ținute aș scoate careva elemente, dar pe general a fost bine. Așa, și cum ziceam, toți din public tot pot să voteze, tu ți-ai pregătit telefonul, totul este pregătit? Cu siguranță. Așa, deci, Doina Ion, la noi aici totul este pregătit, publicul în continuare așteaptă și ceilalți concurenți să iasă în scenă, dar deocamdată revin la voi. Da, vino la mine, Daniela, veniți la noi, priviți ceea ce se va întâmpla în continuare. Eu am venit lângă OL, care a zis, gata, a trecut. Da, așa e. Da, a fost extraordinar și mi-a plăcut foarte mult sunetul pe scenă și ce am auzit în monitoare. A fost foarte bine, am simțit foarte confortabil. Deci acum te-ai relaxat și ești gata să aștepți și rezultatele. Da, și eu admir show-ul, îmi place fiecare prestație și eu sunt foarte bucuroasă că sunt aici cu toți participanții. Mersi tare mult, Olga! Mersi! Aplauze, doamnelor și domnilor! Vreau să merg acum și lângă Sasha Leti, care ne-am olipsit cu la-la-la-la-la. Bună, Sasha! Salutare tuturor! Ce să vă spun, cum mă simt? Mă simt foarte bine. Deci să știți că eu mai vreau să intru în scenă 3 minute, asta foarte puțin. Și chiar când m-am așezat aici, eu zic, fietele, hai să mai facem o dată. Eu mai vreau, dar mi-a plăcut atmosfera, energia, publicul care m-a susținut. Deci, da, mulțumesc tare mult. Și poate eu să spun tot ce am de spus. Votați numărul 6, Sasha Leti, DNA. Dar vom vota numai după ce vom da start vot. Asta va fi un pic mai târziu. Acum mergem la colegul meu, la Ion. Ion, lângă cine ești? Da, eu sunt acum lângă Natalia. Spune-mi, te rog mult, cum este revenirea pe scena Eurovision Song Contest? Extraordinar, mă simt foarte bine, uite, cu așa o echipă, cu atâta energie, talent, energie feminină. Mă simt, în primul rând acasă mă simt conectată la publicul meu, mă simt conectată cu oameni talentați și mă simt foarte bine. Vreau să facem un lucru alături de public, acea mișcare de aplauze pe care o făceați voi, dar sus vă rog, iar voi cei din public, hai să repetăm și noi să facem același lucru. Rog foarte mult, să oferim acele aplauze de pe scenă, cum le făceați voi. Haideți să o facem. 3, 2, 1 și cum ar arăta? Acum, da, suntem gata. Așa o facem și pe aceste aplauze eu merg mai departe. Grigori, am să te rog să mergi cu mine pentru că suntem aici lângă Wild Limit și fiți atenți pentru că are o privire pătrunzătoare. Arată-ne privirea, te rog mult. Aceasta este privirea. Cum s-a văzut de pe scenă?
Da, foarte bine. M-am simțit bine, emoționant, dar mulțumesc tuturor care au organizat Eurovizionul și celor care vor vota. Cei de acasă trebuie să știe că tu ai venit din Statele Unite ale Americii pentru a participa la acest concurs. Îți dorim mult succes și ne dorim să rămâi după asta aici acasă. Noi vom continua pentru că mai avem 3 participanți și urmează ulterior să vedem cine ne va reprezenta în acest an în Suedia la Malmö. Degrees and the flames are getting higher. I swear your touch is the only remedy. Oh, let's go. Hey, doctor, can you help me out? I know I need some medication. Something to keep my temperature down. Cause he's got my body aching head to toe. I can't breathe. Let's get electrical, boy, turn on the heat. And give me that girl of a dream of all night. I need a heart to ignite. One look into your eyes, I feel the fever, the fever. All this ecstasy, I spell it out so pretty. Heat. I need a FBV, I need a fever, the fever. I need a every single one that you say. Shivers up and on my body. So baby, tell me this love is for real, or is it gonna haunt me? So
She's a girl.
cause of her pain. Whispers home like an endless refrain. Seeking solace where shadows retreat. Fighting battles no one else can meet. She grieves over the place where she stands tall. Like every dreams and fears will fall. No more shadows, no more disguise. Only truth reflected in her eyes. Dar noi continuăm, este foarte fervită atmosfera de aici, din Camera Verde. Vreau să văd cum se simte Cătălina și dacă este mulțumită de cum a fost prestația ei pe scenă. Deci a fost extraordinar, m-am simțit super și alături de fetele am făcut un super show care v-am promis cu numărul 9, votați Fever! Da, vreau să-mi arăți ce ai acolo în brațe, pentru că mi-a atras atenția. Ce ai în brațe? Arată-ne! Avem un buchet de flori. Mă bucur foarte mult că susținătorii mei și-a făcut apariția și așa, cu un mic prezent, să spunem. Mult succes, mult succes ai, dar sunt sigur că emoțiile sunt foarte mari și pentru cei care au evoluat înaintea ta, dar și după. Astfel, Doina, vreau să știu unde ești tu acum. Eu sunt lângă cel care a urcat pe scenă al 10-lea, deci penultimul din această competiție, din această seară, Victor Gulic. Victor, cum a fost? A fost superb, mi-a plăcut foarte mult și sper că și vouă v-a plăcut tot. Zi-ne un pic despre ținuta ta, o ținută așa simplă, dar cu un accent. Da, un accent și mai sunt aici niște cuvinte foarte frumoase despre totul. Să arătăm, să arătăm. Să fim mai buni, asta este mesajul. Victor, eu abia aștept să putem să dăm cu toții start vote și voi rând pe rând să puteți să îi îndemnați pe toți cei de acasă să vă voteze. Voi sunteți personajele principale ale acestei seri. Iar acum, Ion, lângă cine ești tu? Da, acum trebuie să punem punctul pe ei, pentru că în cele din urmă, după cum vă anunțam din start, sunt 11 concurenți. Încă o dată aplauze pentru toți cei care au fost pe scenă. Alături de mine, Ira Tăleucă, cum te simți? Sincer, sunt emoționată. Așa de mult am așteptat seara aceasta să-i văd pe toți concursanți și sunt într-adevăr bucuroasă să fiu ultima, să fiu sub numărul 11 și să-i admir pe toți. Da, ai avut presiunea asta de a fi la final sau nu? Cum toți participanții au spus că este cel mai greu să fii primul și ultimul, dar aș dori să spun că am avut norocul să extrag ultimul număr, așa că nu prea am simțit această presiune, mai ales, adică i-am admirat pe toți. Da, vreau să vă rog să facem încă un lucru. Vreau să-mi dați cineva pălăria, pentru că vreau să continui această seară cu o pălărie. Oricine dintre voi, cine îmi dă pălăria? Daniela, știu că tu ești în public, dar să știi că ți-aduc și ție o pălărie. O facem foarte curând. Asta vroiam să zic. Eu nu am o pălărie, dar am un public extraordinar aici. Așa este. Vă mulțumim pentru că în această seară nu ne-ați lipsit de aplauze, nu ne-ați lipsit de emoții. Să vedem și pe cineva din public aici. Eu ceva mai devreme i-am cunoscut pe Dragoș și pe Olga, pe care îi salut cu mare drag și vă mulțumim pentru că sunteți aici alături de noi. Bună seara! Bună seara! Vă salutăm și noi! Dragoș, ia zi-mi, cum te simți tu în această seară? Mă simt minunat, foarte, foarte frumos spectacol. Olga, tu cum ești? Ia zi! Într-adevăr, un spectacol extraordinar, peste așteptări. Abia așteptăm să vedem rezultatele. Așa, abia așteptăm să vedem rezultatele finale. Ați pregătit și voi telefoanele, ați pregătit QR codul, ați pregătit concurentul preferat? Da, desigur. Am ales concurentul și urmează să votăm. Așa, urmează să votăm. Un 5. Dragoș, Olga, mulțumim. Cintia, tu ai pregătit telefonul?
două telefoane Cintia a pregătit. Dragi colegi, revin la voi. Da, mă gândeam acum unde mi este telefonul, pentru că momentul se apropie. Nu știu dacă tu l-ai la tine, dar nici tu nu l-ai la tine, trebuie să le căutăm. Nu l-am la mine, că n-am buzunare, dar e ok, o să avem timp suficient să punem mâna cu toții pe telefoanele noastre și să votăm. Da, da, până a vota, haideți să reamintim tuturor care este procedura de vot și cum aveți posibilitatea în această seară să vă alegeți preferatul. Așadar, doamnelor și domnilor, în primul rând, scanați QR codul afișat pe ecran, introduceți numărul dumneavoastră de telefon mobil, numărul trebuie să fie înregistrat în Republica Moldova, veți primi un cod de confirmare prin SMS. Da, iar acel cod de confirmare trebuie să fie introdus, ulterior puteți alege una dintre cele 11 melodii. Trebuie să vă aducem la cunoștință că procedura de vot este una gratuită. Așa că puteți vota. De pe același număr de telefon veți putea vota o singură dată. Bine, atenție! Și vreau și publicul de aici să fie foarte atent, pentru că suntem foarte, foarte aproape de a da start televot și vreau să o facem împreună. Voi sunteți gata? Facem numărătoarea inversă. O facem de la 5, 4, 3, 2, 1, start televot! Right.
Agitație, asta este în aceste momente aici. După ce s-a dat start telefon, toată lumea este agitată, toată lumea caută telefonul, votează. Și asta vă îndemnăm și pe voi să o faceți. Exact, doamnelor și domnilor, nu ratați șansa de a vă spune cuvântul, ca să zic așa. Alegeți, votați-l pe cel sau pe cea de care v-a plăcut cel mai mult în seara aceasta. Da, este foarte simplu, este gratuit. Votați, hai să spun ceva. Pe parcursul anilor, atunci când eram un mare fan Eurovision Song Contest și acum sunt, dar acum sunt aici în sală, am reușit să urmăresc etapele naționale și în Piața Mare Adunări Naționale și în Scoarul Teatrului Național de Operă și Balet. În această seară, publicul din Chișinău are posibilitatea de a-l urmări în grup această finală, iar Luminița Culea ne spune unde. Bună seara, Luminița! Salutare tuturor! În această seară plină de emoții vibrante, etajul 4 al centrului comercial Port Mall s-a transformat într-un mic centru muzical. Prin intermediul acestui ecran LED destul de mare, oamenii au ocazia să vadă și să savoreze finala națională Eurovision 2024. De asemenea, cei de la Port Mall au instalat mai multe mese, scaune, astfel încât să le creeze oamenilor un mediu destul de confortabil, iar aici lângă mine sunt suporterii, sunt fanii show-ului care au venit cu postere cu mesajul de susținere către concurentul lor favorit. O să vreau să discut cu ei, astfel încât să aflăm primele lor impresii. Salutare! Cum vă simțiți? Bună seara, mă simt minunat! Bună seara, mă simt excelent! Sunt foarte fericită că pot fi prezentă astăzi aici. Apropo, de ce ați hotărât că să veniți aici, de aici, de la Port Mall, să urmăriți finala națională? Am decis că aici este locul perfect pentru a viziona Eurovisionul, pentru că de fiecare dată când vin aici, descoper ceva nou și nu m-am dezamăgit niciodată. Cum vi se pare prestația concurenților până în aceste momente? Consider că fiecare a avut o prestație nemaipomenită, fiecare s-a străduit să o facă cât mai unică, cât mai frumoasă și sperăm să câștige cel mai bun. Așa, și eu sunt curioasă dacă voi aveți un concurent favorit. O să mă pun aici ca să nu acopăr pe nimeni. Aveți vreun concurent favorit sau cine credeți voi că o să ne reprezinte țara anul acesta la Eurovision? Eu consider că favoritul publicului în seara asta este Natalia Barbu și o să susținem cu mare încredere. Și apropo, cum vi s-a apărut prestația ei? Foarte bună. Apropo, văd că voi ați venit și cu niște postere. Când ați reușit să le faceți? Ne-am pregătit cu o săptămână înainte, pentru că am fost foarte pasionate de acest eveniment și ne-am străduit să redăm cât putem de bine dragostea noastră pentru acest eveniment. Da, concurs. În viziunea voastră, cum ar trebui să fie reprezentantul Eurovision? Consider că reprezentantul Eurovision perfect ar trebui să emane o energie publicului pozitivă, pe lângă asta să aibă o experiență bună și un show nemaipomenit. Așadar, după cum vedeți aici, atmosfera este una faină, de poveste, avem și roboți susținători, așa cum trebuie să fie de altfel pentru un show precum este Eurovision. Colegi, atât de aici aveți legătura. Luminița, mulțumim tare, tare mult! Ne pare bine că atâția oameni ne urmăresc în aceste momente. Salutări tuturor! Da, salutări tuturor celor care ne urmărești din țară și de peste hotare, pentru că diaspora la fel ne urmărește. Aplauze și pentru cei care sunt aici lângă noi, cei care sunt poate la mii de kilometri distanță, dar cu sufletul tot în Republica Moldova. Doina, QR codul l-am scanat, numărul l-am plasat, codul l-am plasat, trebuie să aleg un concurent din cei 11, nu? Da, asta e, știi cum să zic, e între tine și tine. Asta doar tu trebuie să știi. Nu-mi spune nimic. Dar nu vorbiți, nu vă spuneți unul altuia. Lăsați fiecare să voteze. Bine, lăsăm glumele la o parte, publicitate, nu? Când un an se sfârșește, visăm la noi începuturi. Fiecare alegere ne ghidează descoperirile și împreună deschidem căi spre noi reușite. În noul an, tu conduci viitorul tău, iar noi suntem alături pentru a-ți face parcursul cât mai ușor. Tu conduci, MAIB. Ideile se nasc în inimă, se cresc în creier și se dezvoltă prin oameni. Oamenii comunității noastre știu să-și construiască visurile în lanț acasă.
Prin Port Valori, le dăm aripi copiilor și lansăm de pe pista Port Rădăcini. Prin Port Iubire, ne ținem aproape și ne acceptăm necondiționat. Iar prin Port Misiune, ne asumăm responsabilitatea socială. Port drag de oameni, în cel mai mare mall din țară. Partenerii ai evenimentului. Tu conduci. Maib. Port Mall. Mereu descoperi ceva nou. Aici în camera verde alături de concurenți, cei pe care ați văzut pe scenă în această seară. Este o atmosferă incendiară. E gălăgie multă, gălăgie multă și ne pare tare, tare bine de tot ceea ce se întâmplă în această seară aici. Gălăgie, doamnelor și domnilor! Haideți să auziți și publicul, publicul care a vibrat alături de interpreții pe parcursul celor 11 melodii. Aveți posibilitatea să alegeți un câștigător în această seară. Dumneavoastră, cei de acasă, în colaborare cu juriul, veți decide cine ne va reprezenta în Suedia. Votați, 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 puneți mâna pe telefonul mobil, scanați QR codul de pe ecran, parcurgeți toți pașii pe care sunt sigur că deja știți care sunt ei, pentru că am tot zis regulile de vot. Da, apropo, un alt detaliu foarte important, accesați Moldova1.md, accesați Eurovision.md, pentru că acolo, la fel, găsiți toți pașii pe care trebuie să întreprindeți pentru a vota. Și aveți posibilitatea să fiți și de acolo direcționați spre modalitatea de vot și spre acea platformă unde votați. Și vă reamintim că pentru prima dată în acest an, finala noastră națională este transmisă în direct pe contul oficial de YouTube Eurovision Song Contest. Deci ne vede o lume întreagă mai la propriu. Mai mult decât atât, în numai puțin de 11 țări suntem transmis și în această seară. Aplauze pentru acest aspect foarte important, pentru că Europa întreagă ne urmărește. Haideți să mergem din nou la Daniela, care din punctul meu de vedere e norocoasă, cea mai norocoasă, pentru că se află lângă fanii Eurovision, lângă cei din public. Dana? Așa este, Doina, Ion, chiar sunt o norocoasă, cu toții suntem niște norocoși, pentru că avem parte de un asemenea public darnic de aplauze. Așa este? Drag public, să ne spuneți dacă ați reușit deja să votați? Așa este, deci aici toți au reușit să voteze, îndemnăm și pe cei de acasă cât mai curând să scaneze QR codul care este afișat pe ecran și să-și aleagă favoritul. Între timp, haideți încă o dată să ne reamintim cine sunt cei 11 finaliști din această seară. Give me your sight. Now let's come together. Do it for me.
Doamnelor și domnilor, acum am de făcut un anunț foarte important. Să știți că urmează un moment care v-ar putea afecta emoțional, ca să zic așa, și poate o să scăpați o lacrimă, poate, nu știu sigur, dar știu sigur că o să dansați cât vă țin picioarele, o să cântați cât vă ține vocea și plămânii și o să vă distrați așa cum n-ați mai făcut-o de mult. Da, pentru că urmează să ascultăm hit după hit lansat în atâtea decenii. Am o rugăminte pentru cei din camera verde. Haideți, eu am să-mi continui discuția. Voi vă ridicați, da? Eu merg spre voi, voi vă ridicați în picioare. Doina, hai să mergem și noi încoace către ei. Pentru că urmează o trupă legendară, foarte iubită și Republica Moldova și România. Holograf! Acasă.
Cine spune că nu va iubi? Cine va iubi roande de verana? Cine știe unde am greșit? Cine din greșeala câștigat? Și cine sufletul ți l-a răit? Cine rana adâncă am vindecat? Cine-mi spune acum unde ești? Cine ce-ți dorești cu adevărat? Ia să vă aud! Spune-mi ce vrei, dar întoarce-te acasă. Spune-mi ce vrei, dă-mi iubirea la vor. Singurul loc unde așteaptă iubirea e lângă mine. Cine se pare? Cine zulele l-a pierdut? Spune-mi ce vrei, dar întoarce-te acasă. Spune-mi ce vrei, dă-mi iubirea la bord. Singurul loc unde așteaptă iubirea e lângă mine, nu e al lor. Sunt aici lângă tine și unde te uiți sunt în inima ta. Iar singurul loc unde așteaptă iubirea e lângă mine. Bună seara tuturor! Ne pare foarte bine că suntem aici alături de voi. Tocmai acum când e finala. Dar ca să ne împrietenim puțin, nu vreți să cântăm refrenul ăsta împreună? Ia să vedem ce iese, ia și... Spune-mi ce vrei! Spune-mi ce vrei! Dă-mi iubirea la voi! Singurul loc unde așteaptă iubirea e lângă mine, nu e acolo. Nu e chiar așa greu. Sunt 30 de ani de când am fost la Eurovision. Nu vreau să vă spun ce experiență am avut acolo. Se ținea la Dublin. Dar în seara asta sper să câștige cel mai bun și să mergeți și să câștigați odată trofeul, pentru că România, bineînțeles că nu mai are bani ca să facă Eurovision, dar Moldova are și suntem alături de voi. Și vă votăm, că putem să vă votăm, că nu suntem aștept. Acum putem să vă votăm la maximum. Și dacă văd și românii emisiunea și sunt convins că o văd mulți, o să vă votăm la greu. Deci vreau să câștige cei mai buni. Edișor, ce facem? E o piesă foarte veche, de pe vremea când nu exista internet, Google, Facebook. Undeva departe, așa începea. Undeva departe, iubirea mea, undeva acolo și acolo și acolo și acolo și acolo, Zavia Dușia! Ei, ajutor, să vă auzi! Undeva departe, ei
O stea mai căzut, oare cine poate să mă ajute? Sunt băxuia la anul de la început. Astăzi totul pare atât de greu, dar astăzi îmi dau seama că nu pot să mai viu eu. Sunt atâtea zile și atâtea nopți cât pe lume rotogesc, fără să știu unde merg și de ce mai trăiesc. Ei, ia să vă aud. Undeva departe e iubirea mea, undeva acolo s-a pierdut ian, undeva în noapte. O stea mai căzut, oare cine poate să mă ajute? S-o pot să iau acum, pe la început. Mâine, mâine este o altă zi, dar mâine, mâine poate te voi găsi. Și în atâtea zile și atâtea nopți iubire am să-ți dau. Acum știu să te chem, acum știu că te vreau. Ei, vreau puțin ajutor. Undeva, așa, așa, e iubirea mea. Și acolo, și acolo, și acolo. Undeva acolo s-a pierdut și ea. Undeva în noapte o stea mai căsut, oare cine poate să mă ajute? S-o pot să iau acum pe la ceva de departe. E iubirea mea, s-a pierdut și ea. Undeva în noapte o stea mai căzut, oare cine poate să mă ajute? S-o pot să iau acum pe la început. În concert la noi aici. Acum, doamnele, domnișoarele, se bucure foarte mult la următoarea piesă. Pentru că următoarea piesă se intitulează Și băieții plâng. Uite bucurie. Uite, plâng câteodată, nu plâng tot timpul. Și băieții plâng câteodată. Deci am nevoie de puțin ajutor, doamnelor, mai ales domnișoarelor. Și... ce clasă de mai prins la infinit, să nu îmi spui că n-ai iubit. În ce clasă scurs durerea care te-a lovit și pleci, o să pleci liniștit. Oh,
Acum, că vremea asta ne cam dă de furcă, azi a fost cam înnorat, dar putem să cântăm piesa. Taina rap, 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 taina rap. Acum e rândul vostru, ia, să vă aud. Taina rap. Mai cu suflet, mai cu suflet. Tararam, daram, daram, bine. Și... și vă las în pace. Da-da-rap, da-da-rap, da-da-rap. Da-da-rap, 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 da-da-rap. În zi, fără tine, într-o clipă a trecut. M-am gândit cu iubirea ce-a uitat în așternut. Camera mea e prea mare, dacă nu ești tu în ea. Luna ți-a întins, seara e de vis. Haide, vino lumea mea. Primăvara începe cu tine, prima ploaie de vară nu ține. Prima dragoste nu, nu se uită niciodată, niciodată. Prima rază de soare în tine, o gândește iubirea de mine. Prima dragoste nu, nu se uită niciodată. Și după mi-e bine, fără mângâierea ta. Ai cuvinte puține să-mi astăm pe dragostea. Inima mea e săracă, e departe de a ta. Stelele acum să se așteptă drum. Haide, vino lumea mea. Primăvara începe cu tine, prima ploaie de vară în ține. Prima dragoste nu se uită niciodată, niciodată. Prima rază de soare în tine, o gândește iubirea din mine. Prima dragoste nu se uită niciodată. Și nimeni niciodată n-ar putea să aducă dorii
La toți cei care sunt aici în sală, aveți telefoane foarte scumpe și aveți acolo un buton, dacă l-apăsați, apare o luminiță. Vă rog frumos, aprindeți toate luminițele, pentru că vrem să vă cântăm o piesă de dragoste la care puteți să vă luați în brațe chiar dacă nu vă cunoașteți. Deci, dacă noi ne iubim, se numește, uite, și acolo, și acolo, și acolo, și acolo, să facem așa un fel de cale lacteie aici, în acest studio, cum e acolo și aici. Și... Sus în patul la doi, poate că ai să-l adici aprinși, te doriți numai sfatul prin omul voi. Poate noi ne-am văzut între soare și ploi, însă vântul fierbinte al primei iubiri ne aduce înapoi. Dacă eu te iubesc, n-ai să mori niciodată. Dacă tu mă iubești, nimeni nu te pare mie. Dacă noi ne iubim, dragostea din lumea toată, într-un clip, vara noastră va fi. Dacă timpul pierdut ne oprește în loc, poate stelele și-a lumea de un cer nu ne fac în nou. Poate ne-am rătăcit într-un nor ce nu știu, dar în inima mea ești cu mine mereu și în suflet eu știu. Dacă eu te iubesc, n-ai să mori niciodată. Dacă tu mă iubești, nimeni nu te pară mie. Dacă noi ne iubim, dragostea din lumea toată, într-o clipă, ara noastră va. Pentru noi toată inima mea, doar iubirea ne va salva. N-ai să mori niciodată. Dacă tu mă iubești, nimeni nu ne va răbi. Dacă noi ne iubim, dragostea din lumea toată,
sura. Dacă eu te iubesc, n-ai să mori niciodată. Dacă tu mă iubești, nimeni nu te va minunul. Dacă noi ne iubim, dragostea din lumea toată, pentru că oară noastră va fi. Sper că lumea votează chiar acum, chiar acum cred că se votează nou câștigătorul. Deci aveți emoții, cel puțin aici, în primele rânduri. Oricum, nu numai că vă urăm baftă, dar în primul rând să lăsați emoțiile acasă, aici, în Moldova. Să nu mergeți cu, să nu mergeți cu emoții în Suedia, pentru că contează foarte mult să reușiți să controlați momentul pe care îl aveți de cântat. Asta este cel mai important. O să vedeți că sunt mai multe repetiții, unele cu probe de costume, altele. O să vă fac în așa fel încât să uitați emoțiile, iar finala să vi se pară o repetiție, dar aveți grijă să cântați așa cum sunteți voi, așa din tot sufletul. Și, repet, poate anul ăsta o să câștige Moldova. Noi o să vă cântăm un cântec la care o să vă rugăm să ne țineți ritmul, uite așa, cu buricele, deci atât. Atât ne-ați salvat. Gata, atât. Cât de departe să-mi duc inima, ca să nu se atingă de tine. Și cât de departe să-mi duc dragostea, ca să nu se întoarcă la mine. Cât de departe să colin pe pământ, fără liniște sau fără bine. Oricât de departe aș pleca, tot n-ar fi prea departe. Ei, ia să văd. Departe de tine, toată lumea. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe. Oricât de departe aș fugi pe pământ, m-aș întoarce la tine. Și cât de departe gândul să mi-l ascund, chiar să nu-mi amintească de tine. Și cât de adânc să-mi îngrop inima, ca să nu se mai zbată în mine. Marea întreagă n-ar putea scufunda toată dragostea asta, știi bine. Oricât de departe aș fugi, tot n-ar fi prea departe. Ia de rândul vostru. Departe de tine. Bun, refren, toată lumea. Cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, oricât de departe aș fugi pe pământ, toace la tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, oricât de departe aș fugi pe pământ, la tine. Mulțumim frumos! Și în seara asta, pentru că e concurs,
Vreau să mi se întâmple o minune. Da. Vreau o minune, vreau o minune, vreau o minune, vreau o minune. Cu toată lumea de aici, vreau o minune. Jacolo, 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 jacolo. Peste tot vreau o minune în seara asta aici la TV Moldova. Și să vă prezint un domn care seamănă izbitor de tare cu Ștefan cel Mare. Deci este aici la clape domnul, domnișorul Dino Furtuna. Copilul acum aș... Da, ai, 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 ai.
școală. Am mai stat acasă un an. Zile frumoase. Poți să-mi iei tot ce am mai scump pe lume. Poți să-mi iei zilele, nopțile, sau ani de vrei, dar să nu mai niciodată. Să nu mai niciodată dragoste. Să-mi iei zilele, nopțile, soarele vrei. Pot să mă lași singur într-un loc anum, de unde să nu pot vreodată să mă întorc la mine. Dar să nu iei niciodată. Dar să nu iei niciodată dragostea. Poți să mă faci una cu pământ, poți să mă calci în picioare de o mie de ori, să mă sfârși cu dinții și polți chimpând, să-mi împrăștie trupul într-o mie de zori. Dar să nu iei niciodată, dar să nu iei niciodată, dar o să iei de dumneavoastră. Fiindcă atunci într-un bar cu apă, sau să mă uiți pe fundul mării printre pești răpitori, să mă lași să plutesc pe un val în marea moară, sau din cer ploaia încet să mă dor. Dar să nu iei niciodată dragostea mea, dar să nu iei niciodată dragostea. Vă las pe voi, ia! Fiindcă atunci sabor de dolor, dulce y
pe dorul tău. Da, da. Pe dorul tău. Edi Petroșel, baterie, Iulian Brave de chitară bas, Tino Furtună, clape și Romeo de Diu, chitară solo. Și acum vă sfătuiesc să nu vă luați după versurile următorului cântec în anul acesta, pentru că începe așa, după aia vine așa, după aia așa și e vorba despre iubire, căsnicie, inele și alte chestii. Deci grijă mare, eu nu vă sfătuiesc. Voi faceți ce vreți, da? Că sunteți tineri. Faceți ce vreți cu viețile voastre. Ce? O să vină primă cu oana iubire de flori. O să vină și altovară fără tine nu le voi. Poate să vină cine-o vrea să vină, dacă nu ești tu, eu zadar. Da, da. Țara începe fără tine, noaptea este cea mai grea. Când mă trezești lângă mine, nu poți să vezi iubirea ta și crede-mă. Crede-mă că fără tine nu sunt eu. Am lăsat la ușa casei tale munile, dacă te iubeste de la mine îți spune-le. Dacă vrei să fii cu mine, nu mai aștepta. Aștepta, aștepta. Ți-am dat unii, ți-am dat unii. Știi prea bine că te vreau, știi prea bine viața-n drag. Pentru tine eu o dau și nu uita, nu uita, nu uita că dragostea nu s-a pierdut. Dacă însă toate astea tot aducem înapoi, dacă zilele și nopțile sunt pentru amândoi, dacă crezi în mine, vino și nu aștepta. Doamna Dunine, doamna Dunine, mai cu inima mea, doamna Dunine, doamna Dunine, doamna Dunine, mai cu inima mea, mai cu inima mea. Știi prea bine, tot pe tine le-aș lua. Vremea însă nu ne iartă, lasă totul cum era. Și vin acum, vin acum, vin acum. Și ți-am dat unii, ți-am dat unii. Da, da.
Mare cât inima mea, mare cât inima mea. De 64 de ori mi-a spus un taximetrist aici în Chișinău. Mare cât inima mea, mare cât inima mea, mare cât inima mea, mare cât inima mea. Mulțumim, Isubel! Sper că v-ați simțit bine cu fotograf în seara aceasta. Mulțumim frumos! Multă baftă în seara asta! Multă baftă! Și hai să mai gândim o dată de fel. Pe redare, vedeți! Ce-am naturii? Legendarii holograf, pentru dumneavoastră am să vă rog să rămânem aici pe scenă. Stați, vă rog, mai rămâneți un pic. Și pentru că noi suntem gazdele, am adus pentru dumneavoastră să simțiți ceea ce simte publicul. Pentru că ei au dansat, au dansat pe parcursul acestei interpretări senzaționale. Am vă să mulțumim. Vă rog și dumneavoastră. Și noi mulțumim că ne-ați invitat. Și Moldova e în doua noastră casă, Chișinău la fel. Așa că ori de câte ori aveți nevoie de noi, suntem aici. Da, vreau să fac un anunț pentru tot publicul, deși mulți dintre voi cunosc. Nu știu dacă știați, acum exact 30 de ani, la prima participare în etapele finale Eurovision Song Contest, reprezentantul României, cel care a spart gheața, a fost Dan Bittman. Aplauze, vă rog. A fost, am spart gheața, într-adevăr. Cum a fost? Era gheața cam groasă, ne-au zis că ei nu știu exact de unde veni. De unde venim, adică în sensul că nu știau politic dacă mai suntem comuniști, dacă nu, dacă am luat-o spre democrație, era domnul Ion Iliescu pe vremea aia președintele României și ne-au spus e bine că ați venit, e prima oară când ați sosit, distrați-vă, mergeți pe coasta Irlandei, uitați-vă la toate hotelurile băieților de la YouTube, mergeți în toate cluburile băieților de la YouTube și distrați-vă cât puteți, pentru că în legătură cu piesa mai vorbim. Deci asta a fost atunci, dar de atunci și România și Moldova au mers mai departe, mai sus. România cred că a avut și un loc 2 și un loc 4 și l-am avut și pe 3 Stariu și deci lucrurile n-au mers rău. Adică de-aia spun. Poate anul ăsta câștigă Moldova, cine știe. Câștigă Moldova? Haideți să vedem! Câștigă, da. Cum ați simțit publicul nostru? Excepțional. Întotdeauna când venim aici suntem bucuroși pentru că ce cântăm noi ajunge cu siguranță în inimile celor care sunt în fața noastră. Mulțumim frumos! Da, eu aș avea o curiozitate. Îi vedeam în culisă. Aveau foarte multe emoții și e normal să ai emoții pentru că e o finală națională, îți dorești să ajungi la Malmö. Cum ați reușit pe parcursul carierei să gestionați emoțiile? Spuneți-ne, poate ai ajutat și pe ei. Cu bătaia. Ne-am bătut înainte de spectacol. Nu, glumesc. Nu, până la urmă înveți. Adică începi să ai experiență, înveți să te controlezi și mai ales dacă ești foarte bine pregătit. Și eu cred că aici în Moldova oamenii sunt foarte bine pregătiți pentru că vin foarte mulți soliști la noi în România și foarte mulți instrumentiști excepționali. Eu cred că cu cât ești mai bine pregătit, cu atât emoțiile se duc. Deci n-ai emoții dacă știi foarte bine ce ai de făcut când intri pe scenă. Acum emoțiile trebuie să se îndrepte spre numărul de voturi și din partea juriului și din partea publicului. Voi sunteți gata să spunem stop televot? Vrei să spun eu ca să mă înjure pe mine lumea, nu? O facem împreună că suntem o echipă până la urmă. Facem la fel. 5, 4, 3, 2, 1, stop televot. Ok, ok. Și după plecăm. Voi sunteți gata, da? 5, 4, 3, 2, 1, stop televot! Uno, încep să am eu emoție acum. Acum să vedem cum s-a votat. Holograful în această seară, încă o dată aplauze, mulțumim! Aplauze! Baftă, baftă și baftă câștigătorilor!
Când un an se sfârșește, visăm la noi începuturi. Fiecare alegere ne ghidează descoperirile și împreună deschidem căi spre noi reușite. În noul an, tu conduci viitorul tău, iar noi suntem alături pentru a-ți face parcursul cât mai ușor. Tu conduci. MAIB. Ideile se nasc în inimă, se cresc în creier și se dezvoltă prin oameni. Oamenii comunității noastre știu să-și construiască visurile în lanț acasă. Prin Port Valori le dăm aripi copiilor și lansăm de pe pista Port Rădăcini. Prin Port Iubire ne ținem aproape și ne acceptăm necondiționat. Iar prin Port Misiune ne asumăm responsabilitatea socială. Port drag de oameni. În cel mai mare mall din țară. Cu mari emoții am revenit într-o atmosferă incendiară, așa cum deja prietenii mei, cei din public, sunt aici. Haideți să-i mai salutăm încă o dată! Așa, drag public, să vă mai întreb o dată. Ați reușit să votați? V-ați ales câștigătorul vostru? Așa, deci la noi emoțiile sunt deja la limită. S-a anunțat stop televot. Haideți, mai sunt încă câteva clipe și vom afla marele câștigător din această seară. Iar între timp, eu revin la colega mea, la Doina. Mersi, mersi, Daniela. Să știi că noi toți acum ne tragem sufletul după un moment așa de frumos, așa de antrenant. Am dansat, am cântat, ne-am simțit bine, ne-am îmbrățișat. Holograf a reușit să ne transmită, zic eu, exact ideea Eurovisionului. Eurovision este despre apropiere, despre prietenie, despre căldură, despre dans, muzică și multă, multă energie tare și tare bună. Eu vă reamintesc că tot ceea ce se întâmplă în această seară, Marea Finală Națională 2024, este transmisă în mai multe țări. Deci nu ne văd doar cei din Republica Moldova, cu ochii pe noi sunt fanii Eurovision dintr-o lume întreagă. Așa că le mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi. Doamnelor și domnilor, stimați telespectatori și mai cu seamă, stimați finaliști, se apropie un moment pe care știu foarte bine că l-ați așteptat. Aflăm în scurt timp cum a votat juriul în această seară. Iar ca să aflăm acest lucru, mergem acum la colegul meu, la Ion. Da, vorbeai, Doina, de emoții, de respirație. Asta încerc și eu să-mi reglez acum respirația. Bine, în primul rând că am alergat până aici, până în camera juriului. Trebuie să recunosc acest aspect. Și doi, pentru că am și eu emoții. Ei sunt 5, au avut 11 piese în față. Toți sunt experți în muzică și toți au votat deja. Acum nu mai pot să modifice nimic. În schimb, pot să ne anunțe pe noi pe cine au votat și cum. Trebuie să vă aduc din start la cunoștință faptul că s-a votat de la 1 la 12 și puteai oferi o notă pentru un singur interpret. Prima care ne va oferi informații despre modul în care a votat este Elena Stegar, șefă subdiviziune în Radio Televiziune, compania Teleradio Moldova. Elena, te rog mult. Să știi, Ion, că emoțiile au ajuns și aici, chiar dacă nu e foarte departe, dar să știi, drumul lor a fost. Să știi, e o seară frumoasă, în primul rând, cu schimbări față de etapa de audiții și ne bucură acest lucru, înseamnă că s-au pregătit bine concurenții noștri. Ziceam, a fost o seară frumoasă în sensul în care atâta lume s-a adunat aici de dragul muzicii. Și asta spune ceva. Ceea ce vreau să spun eu însă e că mi-aș fi dorit să duc mai mult greu atunci când am notat concurenții și a trebuit să aleg reprezentantul Eurovision 2024. Am vrut să trudesc mai mult. Cine înțelege acest apropo, e foarte bine. Sper să fie o lecție pentru viitor. Asta e parte de suflet, parte de matematică. Da, asta ne interesează. Bine. Și asta interesează. Nu ne spune încă. Stai câteva secunde, nu dăm nici grafica. E un semnal special, da? Da, pentru că tu ești prima. Acum dăm startul. Să vedem cum s-a notat. Din acest moment deja încep emoțiile pentru public, pentru cei din camera verde. Camera verde, hai să facem puțină gălăgie. Înainte de a da primele note. Haideți în acest moment, acum când toți 11 aveți aceleași șanse, toți 11 v-ați pregătit. Elena, zine. Încă puțin, mai am un gând. Dacă dincolo de scena asta de la Eurovision, așa îmi place mie să zic, a existat nu doar dorința de
promovare care este absolut firească, dar a fost și trăire muzicală, simțire muzicală adevărată, înseamnă că vom avea viață în muzica de la noi. Și acum 8 notele. Puncte pentru Valeria Pașa, 10 puncte pentru OL și 12 puncte Natalia Barbă. Da, haideți să vedem și grafic notele oferite de Elena Stegare. Aveți posibilitatea să vedeți grafic și celelalte note oferite. După cum ați sesizat, Valeria Pașa 1 puncte, OL 10 puncte și Natalia Barbu 12 puncte. Iar noi vom proceda mai departe alături de domnul Liviu Știrbu, compozitor. Spuneți-ne, domnule. Brulim, bună seara tuturor. Felicitări cu un spectacol muzical foarte simpatic, foarte duios. Nu prea, să zicem așa, ghimpoos. Câteodată avem spectacole mai ghimpoase. Asta un spectacol așa... Nu știu, foarte de suflet. Mi-a părut cel mai bun, cel mai mult mi-a părut bine pentru faptul că interpreții au evoluat de la, începând de la etapa preselecției și până acum. Este un lucru foarte bun, înseamnă că lucrul va continua și noi, mediul muzical, îl vom dezvolta conform celor mai bune tradiții. Avem tradiții frumoase la noi, Republica Moldova, de a face muzică și muzică și populară, cât și de stradă. Nu pot să dau niște... Este o dificultate, spuneam și mai înainte. Când sunt egali, 7-8, nu pot să le dai note diferite aici și apare dificultate. Dar, oricum, așa sunt condițiile concursului, el trebuie să etajată, să zicem așa, selecția asta. În cazul de astăzi, notele mele au fost în felul următor, maxim, deci notele finale. Nicoleta Sava 8, Iulia Teleucă 10 și Natalia Barbu 12. Felicitări și succes în continuare. Da, pentru a reitera, Nicoleta Sava 1 puncte, Iulia Teleucă 10 și Natalia Barbu 12 puncte, doi membri ai juriului. Eu vă reamintesc, în cele din urmă, după votul juriului, vom afla cum a votat și publicul. 50-50, vedeți și camera verde în aceste momente și emoțiile, care sunt unele foarte, foarte mari. Noi vom continua. Alături de noi este domnul Paul Gămurari, președintele Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Moldova, prorector AMTAP. Am să vă rog mult, atunci când dăm notele, să păstrăm suspansul. Zicem 8, mai așteptăm, dăm publicitate, după 10 și ulterior mai avem o publicitate. În primul rând vreau să felicit Moldova 1 pentru acest show grandios. Felicitări tuturor interpreților pentru prestație, pentru aceste show-uri prezentate pe scenă. Și desigur că Ion, Doina, Daniela și Daniela ați fost fantastici. Ați fost și sunteți. Mulțumim mult! Top 3 al meu este următor. Iulia Teleucă, 8 puncte. Hai să auzim călăgie din partea echipei Iuliei. Să se audă și până aici în camera jurului. 10 puncte Valeria Pașa. Și echipa Valerie vreau să o auzim. Și 12 puncte Natalia Barbu. Și din nou 12 puncte pentru Natalia Barbu. Să știți că nu este foarte apropiată camera juriului de sală, însă se aude gălăgie pentru că vibrează sala întreagă. Am să rog foarte mult să ne ofere la fel notele pe care le-a plasat în urma acestui concurs și domnul Andrei Zapșa, director general adjunct pe dezvoltarea companiei Teleradio Moldova. Bună seara tuturor! Trebuie să recunosc că misiunea a fost apropiată de imposibil grație participanților din această seară. Vreau să mulțumesc foarte mult colegilor care au lucrat ca acest spectacol să fie unul de marcă și le-a reușit de minune, cred eu. Iar notele mele arată în felul următor. 8 puncte pentru Anti-Princess, pentru Valeria Pașa. 10 puncte pentru Iulia Teleucă și Runaway și 12 puncte pentru Natalia Barbu. Și 12 puncte pentru Natalia Barbu, am văzut și notele. Aleona Mune aici lângă noi. Aleona, până ne spune notele, hai să ne amintim cum a fost la Eurovision Song Contest. Toată lumea își reamintește rochia ta superbă. Spune-ne tu, cum e senzația, cum e emoția? Bună seara din nou, bună seara tuturor. Sincer, am și acum emoții. Am impresia că sunt acolo undeva și sunt participantă. Îmi dau seama ce emoții au cei de pe canapele.
adică participanții. Vreau să vă felicit pe absolut toți cei care au fost implicați în pregătirile show-urilor pe care le-am văzut în seara asta în scenă. Vreau să felicit canalul Moldova 1 pentru show-ul pe care l-am văzut în seara asta. Îmi place că ne dezvoltăm tot mai mult și vorbesc în general despre țara noastră mică, care tindem să creștem și din punct de vedere muzical și în ceea ce transmitem și altor țări, pentru că odată ce suntem văzuți deja de câteva țări internaționale, e foarte bine pentru noi. Vreau să... tu m-ai întrebat cum... Până atunci spune-ne, cum e senzația acolo? Pentru că tu ai fost pe scenă. Da. Înainte să urci, simți ceva, trăiești ceva. Sunt niște emoții de nedescris, de fapt, dar sunt extrem de puternice. E o responsabilitate extrem de mare, pentru că știi că mergi să îți reprezinți întreaga țară, de unde vii, de unde ai crescut, și ești într-un fel fața fiecărui om care e născut în țara ta în acel moment, în acele 3 minute, și asta contează extrem de mult. Și odată fiind acolo, pentru mine este, să știi că am avut mari emoții și când am notat, pentru că mi-am imaginat fiecare show, fiecare prestație, fiecare piesă, cum ar arăta pe scena aia mare din Malmö, mai ales că eu am fost în Malmö, chiar în acel oraș, și îmi amintesc cu mare drag. Și pot să trec la... Acum. Să notez. Vreau să spun că am descoperit câteva voci foarte bune, foarte tinere. Cu siguranță o să le mai vedem pe scena de la Eurovision. Sunt sigură de asta, pentru că eu cred că lumii i-ar place să le mai vadă. Și ale mele 8 puncte merg la una din acele persoane tinere, super talentate și super drăguțe, Cătălina Solomac. 10 puncte merg spre Valeria Pașa, super drăguță, anti-princess. Și 12 puncte merg spre cea care deja ne-a reprezentat odată țara la Eurovision, Natalia Barbu. Să fie cu noroc! Acestea au fost punctele juriului. Vă mulțumesc mult pentru faptul că ați acceptat această invitație, această provocare. Îmi dau seama că este complicat, pentru că ceea ce spuneai și tu, Aliona, încerci să-ți imaginezi ce simte fiecare interpret. Fiecare dintre ei visează să ajungă în Suedia, la Malmö. Fiecare dintre ei înțelege această fuziune a unui popor întreg în momentul în care mergem la un concurs internațional. Iar muzica este un bun ambasador. Încă o dată, pentru toți cei care au participat în această finală, am să vă rog mult să oferiți un rând de aplauze. Doina, știu că ești și tu acolo pe trei și știu că și tu aplauzi. Așa este, Ion, suntem aici în camera verde. Haideți, gălăgie și aplauze pentru toți cei care în această seară au urcat pe scenă și au învins emoțiile, au dat tot ceea ce au avut mai bun. Am ascultat, am aflat de fapt acum, cu câteva minute în urmă, modul în care au votat membrii juriului. Ați auzit cui și câte puncte au acordat membrii juriului. Iar acum, doamnelor și domnilor, ca să fie imaginea mai clară, o să putem să vedem cu toții tabelul cu notele juriului transformat în puncte. Astfel ne vom face o primă impresie legată de modul în care arată clasamentul până în acest moment. Repet, am aflat cum a votat fiecare dintre membrii juriului, iar imediat o să vedem clasamentul în urma acestui vot al juriului. Doamnelor și domnilor, pe primul loc se află Natalia Barbu cu 60 de puncte. Da, și pentru că am venit și eu în sală, pe poziția a doua, 43 de puncte, Valeria Pașa. Locul 3, până în acest moment, este ocupat de Iulia Teleucă cu 40 de puncte. Pe patru, o altă tânără, Cătălina Solomac, 29 de puncte. Olga Lisicova, 26 de puncte. 22 de puncte pentru Nicoleta Sava. 21 de puncte pentru Viola Julea. Alexandrina Regina, 19 puncte. Sasha Leti, 12 puncte.
Victor Gonic, 11 puncte. Why Limit, 7 puncte. Vă reamintim, acestea sunt punctele oferite de juriu și modul în care arată clasamentul, anume după votul juriului. Da, avem în cele de urmă, urma calculului final, punctajul oferit de juriu. Și acum partea a doua necunoscutei, publicul. Cred că este momentul pe care acum l-am așteptat cu toții cel mai stai, mult. Să nu-l oferiți încă. Încă nu. L-avem sau l-avem nu? Deja, nu l-avem. Nu l-avem, nu l-avem. Nu l-avem încă. Nu păstrăm, l-avem. Păstrăm suspansul. Haideți să facem gălăgie. Vreți să vedeți cum a votat publicul? Nu sunt sigur. Încă o dată și mai tare o republică întreagă să se audă pentru că... Doina. Da. Îl cerem. Hai să vedem împreună cum au votat oamenii în această seară. Să vedem tabelul. Acesta este tabelul la urma votului făcut de public. 4771 de voturi pentru Valeria Pașa. 2421 de voturi pentru Natalia Barbu. 2178 de voturi pentru Iulia Teleucă. Cătălina Solomac, 905 voturi. 294 de voturi, Regina Alexandrina. Viola Julia, 285 de voturi. Sasha Leti, 233. 211, Nicoleta Sava. Wild Limit, 147. OL, 107. Victor Gulic, 76 de voturi. Doamnelor și domnilor, așa arată clasamentul sau tabelul voturilor din partea publicului. Da, și acum trebuie să adunăm ce a votat publicul, ce a votat juriul. Stai așa, că e destul de tensionat și distanța până în Suedia. Avem atât de multe emoții încât am merge în Suedia, ne-am întoarce din Malmö, ne-am reîntoarce din nou în Suedia și probabil de câteva ori, pentru că emoțiile sunt foarte mari. Voi mai aveți emoții? Cum se simte camera verde în momentul ăsta? Doamne, cât suspans! Cât suspans! Rog foarte mult să-i arătați pe ei câteva secunde. Cei din camera verde, pentru că suspansul este unul foarte... la cote maxime. Asta se întâmplă fiecare an. Și în fiecare an descoperim voci noi. Avem voci extraordinare în țara noastră. Și avem tineri care pot să aspire, pentru că au unde să crească. Acum, matematica e în felul următor. Știm cum au votat membrii juriului. Da. Am prezentat tabelul cu notele lor transformate în puncte. Am prezentat și tabelul cu notele dumneavoastră, celor de acasă, celor din public, transformate în puncte. Da, acum... E una dintre cele mai ușoare teorii, dacă să iei asta în calcul. Bine, am vorbit și cu matematicienii, ne-au zis că așa este. Vedem ultimul tabel. Sunteți gata? Aplauze! Haideți să oferim aplauze și să vedem tabelul final! Și cine este câștigătorul sau câștigătoarea? Eurovision Song Contest, etapa națională 2024! Rog mult! Pauză! Tabelul este oferit! În urma votului, oferit de public și juriu, marea câștigătoare este... Natalia Barbu! Natalia Barbu este marea câștigătoare. Foarte curând veți revedea melodia interpretată de Natalia în această finală. Până atunci vă reamintim, după mesagerul ce va urma după această transmisiune în direct, vom reveni la o ediție specială, acolo unde vom discuta cu membrii juriului, vom discuta cu învingătorii, dar și alți concurenți din această finală. Tradițional, așa cum facem de fiecare dată, la finalul fiecarei ediții a etapei naționale Eurovision. Hai să invit fetele. Fetele, haideți să mergem. Natalia, vino, treci pe la noi întâi. Da, vino aici pe la noi, inițial. Primul cuvânt, primul cuvânt. Ce ai fost anunțată câștigătoare. Wow. Cu acest wow, hai să fie wow pentru toată lumea. Mergem în scenă să mai interpretăm încă o dată melodia câștigătoare. Da, dar avem nevoie de mici detalii tehnice. Imediat să-mi iau. Ok, în cazul ăsta vă reamintim. Am început de la ora 19, am fost până acum alături de dumneavoastră. Am reușit să audiem 11 melodii și să avem show în marea finală. Și cel mai important este că în acest an ne-au văzut fanii Eurovision, spectatori, ochi și urechi. Au fost alături de noi din toată lumea. Am fost pentru prima dată în direct pe contul oficial de YouTube Eurovision Song Contest și oficial pe pagina, pe site-ul oficial Eurovision Song Contest. Lucru pentru care mulțumim organizatorilor. Știm că finala noastră națională este una foarte așteptată la nivel internațional. Bine, cu aproximare am fost transmiși în direct în aproximativ o pătrime din Europa, pentru că în peste 11 țări am avut transmisiune în direct. Publicul european a avut posibilitatea să vadă ceea ce s-a pregătit în Republica Moldova și a reușit să vadă cât de talentați suntem. Pentru toți cei care au participat, pentru toți cei care sunt implicați în tot ce înseamnă Eurovision Song Contest, rog mult publicul de aici, gata, un rând de aplauze!
Doina, este momentul să ne luăm și noi rămas bun. Exact. Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi în această seară, celor care ne-au urmărit în direct pe Moldova 1. Da, dar până atunci vă reamintim, ediție specială, imediat după mesager aici pentru dumneavoastră, primele reacții la cald, acum se fac ultimele pregătiri, trece cineva pe fața noastră. E ok, nu știu dacă ați reușit să-i vedeți. Astea sunt emoțiile de final. Vă mulțumim mult, vă mulțumim, facem plecăciuni și vă așteptăm să urmăriți Moldova 1 și în continuare. Piesa câștigătoare Eurovision anul acesta este In the Middle, interpretată de Natalia Barbu. Se sfârșește. Visăm la noi începuturi.
Fiecare alegere ne ghidează descoperirile și împreună deschidem căi spre noi reușite. În noul an, tu conduci viitorul.